Focul a pornit de la adăpostul de animale și s-a extins la casa de locuit. Doi copii se aflau în locuință, fiul cel mic al familiei de 10 ani, dar și un amic. Cei doi au fost scoși de un tânăr, un vecin care a intrat în casa cuprinsă de flăcări. Localnicii au sărit cu găleți de apă, însă incendiul era prea puternic și se extindea. La fața locului au ajuns militarii detașamentului pompieri Fălticeni și lucrătorii serviciului voluntar pentru situații de urgență Baia cu 3 autospeciale. La sosirea echipajelor, focul se manifesta violent la casa de locuit și la adăpostul de animale, existând pericolul de propagare la gospodăria învecinată. Flăcările s-au dezvoltat cu rapiditate și din cauza materialelor combustibile, respectiv a construcțiilor majoritare din lemn cu învelitor din azbest. Au ars acoperișul casei pe o suprafață de 96 de metri pătrați, acoperișul și interiorul adăpostului de animale pe 60 de metri pătrați, circa 3000 de kilograme de furaje, 800 de kilograme de ovăz, bunuri casnice, tâmplărie din lemn și altele. Flăcările au degradat planșeul și pereții portanței casei. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit produs la un cablu electric defect aflat în podul adăpostului de animale. Din partea și de acolo, dintre șurul și bucătăriei, de acolo a fost scurt circuit. Așa au spus domnul. Și s-a extins foarte repede. Da, s-a extins șura și capătul ăsta de aici, de la bucătărie. Au sărit oameni cu găleți? Da, au sărit oameni. Au sărit vecini. Noi mergeam în țară, la niște fân. Și m-a sunat o vecină și mi-a spus, vin repede acasă. Da, i-a spus, că altfel el îi prindea în casă. Ei nu știau nimic. Era un copil în casă, am înțeles? Da, de 12 ani, băiatul meu și al mâinic și cu vecinii, 4 ani. Se jucau pe calculator? Ei la calculator stăteau și se jucau cu la masata acasă cu ui. Și a venit copilul vecinului, nu? A venit un băiat, băiatul ăla, Paul, a venit și l-a scos din casă, că altfel îi prindea focul și pe ei. Eu spalam în ogradă și am văzut flacără. Nu știu, nu mai spune băiatul și al mic, la foc. Casă. Când m-am uitat, era șura, nu era casă. S-a extins la casă, la bucătărie și m-a sunat la pompieri, au venit pompieri și... Era periculos să se extindă și la dumneavoastră. Da, bineînțeles. Detașamentul de pompieri Fălticeni a fost solicitat să intervină la un incendiu produs la un adăpost de animale și o casă de locuit. Incendiul s-a propagat la acoperișul casei de locuit și la adăpost de animale în totalitate. Detașamentul a intervenit cu două autospeciale pentru localizarea și lichidarea incendiului, neînregistrându-se victime sau pierderi de animale. Familia a rămas în câteva clipe fără agoniseala de o viață. Au reușit să salveze câteva animale din adăpostul în flăcări. Fiul cel mare al familiei a absolvit clasa a 12-a și acum studia pentru a susține proba a doua a bacalaureatului de luni.